În plină criză economică și în timp ce majoritatea cetățenilor din țară încearcă să supraviețuiască cu salarii și pensii mizere, deputații și toți angajații din Parlament vor avea de Paște premii în valoare de 800 de lei. Decizia care a fost luată ieri este criticată de opoziție, care susține că majoritatea parlamentară și-a dat singură premii. Deputații PAS se apără și spun că nu cunoșteau despre această decizie, iar dispoziția a fost emisă de secretarul general al Parlamentului. Întrebați ce vor face cu banii, cei mai mulți parlamentari au spus că îi vor dona. Se apropie sărbătorile, iar drept răsplată pentru munca depusă, angajații Parlamentului, inclusiv deputații, vor primi un bonus în valoare de 800 de lei. Acest lucru a trezit nemulțumirea deputaților din opoziție, care ne-au spus că este inacceptabil ca deputații să-și împartă premii, în timp ce poporul o duce foarte greu. Pentru a-și spăla cumva obrazul, cei din opoziție ne-au spus că vor dona acești bani. Drept că s-au cam încâlcit atunci când au fost întrebați cui anume îi vor dona. În situația în care dumneavoastră, adică Partidul de Guvernare, au refuzat pensionarilor cele 1000 de lei de Paște, primii care noi le ofeream în fiecare an, eu cred că ar fi nenormal, obraznic, da, și cinic ca deputații să primească aceste 800 de lei. Vom dona acești bani familiilor social vulnerabile. O să cumpărăm produse și tot ce este necesar pentru masa de sărbătoare. Noi deja le-am donat la Institutul Oncologic, este primit hotărârea și o să le dăm acolo la secția de copii. Nu sunt bineveniți pentru dumneavoastră? Înțelegeți, banii întotdeauna sunt buni, bineveniți, dar când în condiții că sunt alte persoane care mai mult au nevoie de acești bani, cred că ar fi corect noi să-i donăm. S-a hotărât problema ieri, definitiv, că îi transferăm într-o instituție socială, ori pentru copii, ori pentru bătrâni. Care premii, niciun fel de premii, categoric. Membrii PAS se apără și spun că n-au știut de aceste premii, dar că nu văd nimic rău atât timp cât banii sunt primiți legal. În timp ce unii ne-au spus că banii vor merge spre donații, alții nu s-au hotărât încă cum o să-i cheltuiască. În instituțiile de stat, bugetare, se practică acordarea acestor premii. Deci toți angajații Parlamentului au primit acest premiu. Apropo, este el de câteva ori mai mic decât era, de exemplu, în 2016, când era 5.000 de lei. Așa că asta este primul comentariu care pot să vă dau. Cum ce să fac cu banii ăștia? Nu știu, probabil o să cumpăr niște cadouri pentru cei nevoiași. Nu vă spărați, dar nu dau detalii cum cheltui banii. Ei câștig absolut legal, deci fără nicio deviere de la legislație, dar cum îi cheltui, cum îi privește. O persoană de peste hotare a decedat fiu acolo și încercat să-i ajut. Vor merge, deci... Sunt alocați. Pentru dumneavoastră nu sunt bineveniți acești bani? Ne descurcăm cu ce avem. Eu lucrez, Luția lucrează. Sunt persoane care au mai multă nevoie de acești bani. Întrebați dacă n-ar fi fost mai bine ca acești bani să fie totuși primiți de bătrâni. Unii ne-au spus că acestora le-a fost indexată pensia cu un procent mai mare decât în alți ani. Acesta fiind un pas foarte important pentru țara noastră. Plus să fie pentru prima oară creșterea pensiilor legată de creșterea economică. Deci va fi o supliment de 171 de lei, care va fi legat de creșterea economică și... Cred că este un lucru destul de bun care facem noi. Credeți că nu mai aveau nevoie de acești bani acum de Paște? Nu, mie îmi pare că întrebarea este destul de așa. Eu înțeleg că sunt niște premii care au fost date anual către atât secretariatul Parlamentului, cât și către deputații cumva au intrat în acest lucru. Mai mult, deputații PAS îi acuză pe cei din opoziție că sunt fățarnici și că acuzațiile privind primele de Paști vin din partea celor care în alți ani își dădeau premii mult mai mari. Cumva cinic, oamenii care vorbesc despre asta sunt oamenii care au implicat în furtul miliardului, care au fost implicați în acte mari de corupție. Și oamenii care nici nu au nevoie de salariu pe care îl primesc, pentru că au bani ilegali, milioane din alte parte. Obiecțiile vin din partea celor mai ipocriți și mai, cum să mă formulez așa mai corect, celor care s-au obișnuit să primească primii din culioase. În cazul dat s-a făcut foarte legal, foarte transparent. În total, pentru primele de Paște oferite deputaților și celorlalți angajați din legislativ, vor fi cheltuite peste 350.000 de lei din fondul de salarizare a Parlamentului. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.